Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În rest, face carieră, s-a viralizat știrea că Austria a anunțat că nu mai construiește autostrăzi. Și aici este o mare nedreptate, pentru că noi am fost primi. Adică nu știu de ce vorbește atât de mult de Austria, că noi am inventat acest concept. Suntem modelul lor. Da. E adevărat că noi am anunțat că mai construim autostrăzi și n-am construit. Eu sunt convins că austriecii se vor ține de cuvânt. Ei, când au zis că fac autostrăzi, au făcut, acum zic că nu mai fac. Da. Nu o să fac. Dar noi, de la început, am știut că aici se va ajunge. Adică noi am anticipat. Noi avem clar viziune și știm de-a lungul mileniilor cum se întâmplă. E clar că la un moment dat nu o să mai fie nevoie de autostrăzi, de ce să te mai obosești? Și eu, practic, nici nu le-am făcut, ca nu care cumva să ne deranjăm. Banii au putut fi folosiți mult mai bine. Nu de toată lumea, adevărat. De unii. Deci unii au folosit mult mai bine banii. Să vezi când ori începe ăștia că nu mai fac căi ferate. Da, cred. Și noi, bă, asta i-am omorât. Asta. Noi le-am și vândut. Lideri mondiali. Nu că noi le-am avut și le-am vândut. Asta e, măcar autostrăzi n-am făcut. Iată ce spune Leonore Gewessler, responsabilă cu... Gewessler. Dai, mă, un pic. Și Leonore, cum zici? Nu știu cum se scrie, stai să văd. Leonore. Germanul numai pe jumate. Leonore Gewessler. Așa. Doamna este ministrul transporturilor și a declarat așa: nu vreau un viitor betonat pentru generațiile viitoare. Bravo. A zis dânsa. La noi e mai simplu, nu vreau un viitor pentru generațiile viitoare. Adică betonul oricum nu se pune. Bun, asta mi-aduce aminte de povestea cu când s-a lansat ProTV, avea un sloganul ăla: ești pe ProTV foarte bine. Asta e televiziunea, mai țineți minte, da? Uh-huh. Și lucra la Tele7 pe vremea aia, Zav știe. Și aveam colegă pe Teo Trandafir. Ea prezenta matinalul, făcea matinalul, mă rog, cu Mircea Badea. Eu prezentam știri pe lângă ei, adică la început și la sfârșit. Și Teo umbla prin studio în timpul publicității și zicea: ești pe Tele7? Asta e. Da. Deci, revenind, iată ce spune doamna Gewessler: mai multe șosele înseamnă mai multe mașini și mai mult trafic. Corect. A spus dânsa. Să știi că la noi mai puține șosele înseamnă tot mai multe mașini și chiar și mai mult trafic înseamnă. Deci, practic, noi știm mult mai bine decât dânsa care este problema cu autostrăzile. Nu le-am făcut că știam că o să ajung aici și știm și care este rezultatul. Când n-ai, ia uite ce aglomerație e. Deci, băi, dacă ai autostrăzi, este aglomerație. Și când n-ai, tot aglomerație este. Deci, din această dilemă nu putem ieși. Băi, au distrus tot și au distrus țara. Voi ați văzut ce găuri au făcut în munți prin Austria ca să treacă autostrăzile. Au stricat munții, da. Au stricat munții, adică, pur și simplu. Noi nu putem, la munți nu putem să săpăm nimic, că stricăm tunelurile dacice. Nu atinge nimeni Carpații. Și ca atare, dacă... Plus că noi avem alte probleme. Ai văzut Sfinxul și Babele, nu știm în care județ sunt. Da. Întorsura Buzăului nu e în Buzău. Nu e în Buzău, clar. Deci, la noi este un haos ăsta administrativ îngrozitor. Nu poți să sap nimic. Și nici Moldova veche nu e Moldova. E Moldova. E Moldova veche, da. Îmi pare și nici Moldova nouă. Da. Asta e. Apropo, la autostrăzi, Austria stă cam așa, 1720 de kilometri și peste 400 de, de kilometri de drumuri expres, în condițiile în care țara e cam, cred că, jumate, România. Da, e mult mai mică. Mult mai mică, o treime. Da. Adică se și vede că este... Au stricat mult acolo. Adică se face atâția kilometri de autostradă într-o țară atât de mică. Practic, 4 județe și Bucureștiul și ai terminat Austria. Plus, pârtile alea de schi, în loc să lase munții așa fără păduri cum i-am făcut noi, da. Ei au pus răbături. Eu cred că băieții aia de la Bechtel, care au luat banii pe autostradă și n-au făcut-o, sunt de fapt niște mari ecologiști. Da. Păi au să ne salveze. Exact. Au și la urși, s-au gândit la tot. S-au gândit, lasă, iasă. La pârși. La pârși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.